Washington, Statele Unite, în spatele atacului asupra Kremlinului. Semnul întrebării, ridicol. Asta spun americanii. Cine spune? Kirby. Digi. Kirby. Nu mă arăt Kirby. Statele Unite sunt implicate până când nu trimiteau aia drone că au ei un sacoșe Zelenski. Acele două drone, ele nu au fost, atenție, nu au fost, am greșit, nu au fost lansate de pe teritoriul ucrainean. A fost o unitate specială, iar toată această, ca și în cazul crucișătorului, Masva și în cazul Kerch, a fost dirijată de americani. Remarcile sale lui Kirby ăsta, care nu încurajează și nu permit Ucrainei să lovească în afara granițelor sale, au venit după ce purtătorul de cuvânt al Moscovei, Dmitri Peskov, a susținut fără nicio dovadă că Statele Unite se află în spatele presupusului atac cu drone și a sugerat că guvernul ucrainean pune în aplicare deciziile luate textul la Washington. Textul ăsta fără dovadă cu el. Scrie CNN. Poftiți? CNN, da. Și când zice Zelenski, el are dovezi. Da, păi întotdeauna. Păi nu, e foarte important, apropo de presă. La tot ce spun rușii, sunt fără dovezi. Corect. Dar și când spun ucrainene, nu trebuie să fie. Nu trebuie dovezi, îmi pare rău. Nu am dat. Așa s-a făcut lumea. Zelenski nu are nevoie de dovezi, da. E suficient să deci spună. Moment, ce singurul lucru la care exagerează rușii și creația lor este faptul că l-au vizat pe Putin. Nu l-au vizat pe Putin. Au vizat o operațiune... Că e o breșe, că uite, pot fi atacați în inima Moscovei și în inima Rusiei, fără să-l fi vizat pe Putin. Ei cu e mare, ucrainenii cu o mare, n-ai înțeles. Da, e ucrainenii, normal. Mai puțin, nu sunt. Păi, nu sunt cei mai tari ucrainii, că nu păi înțeleg. Păi de aia, asta a fost o operațiune. Da, încercat să nu mai negați. Da, mare stucă. Ne sunt simpatici, da. Nu se face așa. Cine sunt simpatici? Rușii, da. Sunt idioți. Nu pot să atace Kremlin. Nu mi sunt simpatici. Nu, nici l-am glumit. Nu, păi nu există așa ceva. Am înțeles de la președintele Iohannis că Zelenski și poporul ucrainean luptă pentru mine și pentru libertatea mea. Și pentru cerealele noastre. Acum aș vrea să vă luați la niște cereale de la un braț al Dunării și de la o deltă. Serios. Încercați să vă păstrați. Poftiți? Da, luptă, dacă noi... Asta este un... Nu, există câteva narațiuni... Cum să vii tu, șef al statului, să spui chestia asta? Păi el, dacă el făcea o nuanță, trebuia să-și bată mic capul. Care sunt narațiunile? Că e interesant. Nu. Prima mare narațiune, care este cea mai falsă din toate și se va dovedi, este aceea că, de fapt, rușii, dacă unul, că rușii au vrut să cucerească Ucraina, nu e adevărat. Este o minciună, e o prostie fără margini. Păi în momentul în care vrei să cucerești 20%, cam vrei. Nu, păi, stai. Stai puțin. Ce? Una e să spui că au vrut să cucerească toată Ucraina și apoi să treacă dincolo și alta e să spui că numai cei 20% atât au vrut. Nu, nici eu nu cred că spui, păi dacă spui numai 20%, nu mai are justificare teroarea instalată de Maia Sandu cu sprijinul european.